Numai puțin de 8 persoane și-au pierdut viața la locul de muncă în județul Hunedoara de la începutul acestui an și până acum. Trei dintre aceste cazuri fiind declarate accidente mortale de muncă. Totodată, inspectorii ITM Hunedoara au aplicat amenzi de peste 850.000 de lei pentru încălcarea legislației. În această oră am avut 8 evenimente la nivelul întregului județ, dintre care 3 accidente de muncă și restul până la 8, adică 5 sunt decese cauzate de infarcturi, accidente vasculare, deci chestiuni legate de sănătatea angajatului, lucrătorului. Cele 3 accidente care sunt în cercetarea ITM Hunedoara la ora actuală sunt cel de la Primăria Hunedoara, un accident în zona Boșorod, într-un parchet forestier, și accidentul de la Gara Deva. Celelalte, chiar dacă noi le cercetăm, sunt generate de deces, cauze naturale, dar se înregistrează ca și evenimente la nivel inspectorat. Inspectorul șef al ITM Hunedoara, Adrian Bozdoc, spune că în toate cele 3 cazuri au fost întocmite dosare de cercetare penală, în urma anchetelor urmând să fie stabilite circumstanțele în care au survenit accidentele de muncă. În fiecare an, planul cadru de acțiune al Inspecției Muncii, care se generează la nivelul inspectoratului, prevede acțiuni de instruire, acțiuni de prevenire și acțiuni de conștientizare a ceea ce înseamnă accidentul de muncă. În acest an au avut loc 2 astfel de întâlniri cu angajatori, cu servicii externe, cu lucrători desemnați. De la începutul acestui an și până în prezent, inspectorii ITM au aplicat amenzi de peste 850.000 de lei pentru nerespectarea legislației privind relațiile de muncă și securitate și sănătate în muncă.